Tragedie în Munții Bucegi, un turist de 35 de ani din București a găsit sfârșitul într-o prăpastie pe Valea Careman. Bună dimineața, sunt Olivia Păunescu, încep Observatorul Matinal. Bărbatul era singur în drumeție și s-a aventurat pe un traseu periculos interzis turiștilor. Salvamontiștii și jandarmii s-au chinuit ore bune să-i recupereze trupul. Și Marea Neagră și-a luat tributul. Doi tineri s-au unecat unul după altul la Eforie în același loc. Unul nu a mai putut fi salvat, în timp ce un adolescent de 18 ani este în comă. Mai este o singură zi până la moțiunea PSD împotriva lui Sorin Grindeanu, iar cea care ar putea să încline balanța este Uniunea Maghiarilor. Și când politicienii se ceartă, poporul pierde. Explicațiile la Observator.